9 alimente alcaline care protejează corpul împotriva bolilor de inimă și chiar a excesului de greutate. Alimentele pe care le consumați au un efect profund asupra sănătății dumneavoastră. Consumul de alimente alcaline poate promova o sănătate mai bună. Cea mai mare cantitate de alcalii se găsește în fructe și legume. Așadar, consumând alimente alcaline, nu numai că vei deveni mai sănătos, dar vei pierde și din greutate. 1. Avocado. Avocado ajută la absorpția nutrienților din fructe și legume, întărește inima și controlează nivelul colesterolului. De asemenea, conține fibre și acizi grași mononesaturați. 2. Banane. Bananele echilibrează nivelul zaharului din sânge, protejează inima și îmbunătățesc digestia. Sunt bogate în fibre, nutrienți, vitamine B, magneziu și potasiu. 3. Conopida. Conopida îmbunătățește sănătatea inimii și are proprietăți antiinflamatorii. Doar o porție de conopidă oferă 77% din valoarea zilnică de vitamina C. 4. Pepene galben. Pepenele galben ajută la curățarea organismului de toxine și menține nivelul de hidratare dorit. 5. Ulei de măsline. Uleiul de măsline ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și reduce riscul bolilor de inimă. Conține vitamina E, antioxidanți și acizi grași mononesaturați. 6. Spanac. Spanacul curăță corpul de radicalii liberi, întărește inima și îmbunătățește memoria. În plus, spanacul stimulează creierul. 7. Quinoa. Quinoa este bogată în proteine și are dublu fibre, precum și magneziu, mangan, lizină și riboflavină în comparație cu alte cereale. 8. Sfecla roșie. Sfecla roșie îmbunătățește circulația sângelui și asigură funcționarea corectă a inimii, îmbunătățește funcția imună și elimină radicalii liberi. 9. Lămâie. Conține vitaminele E, A, C, B6 și minerale importante, inclusiv calciu, zinc, cupru, potasiu și riboflavină. Consumul regulat de lămâie poate reduce riscul de accident vascular cerebral și poate întări rinichii.